Este ora 13, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Vă propun pentru această oră o discuție extrem de importantă despre cancere, în special despre o serie de afecțiuni tot mai des întâlnite în cazul pacienților din România și nu numai, cancerele de piele. Vom vedea cum, când și de ce pot apărea astfel de afecțiuni, cum se face diagnosticul și care este tratamentul recomandat de specialiști în cazul cancerelor de piele. Invitații mei de la această oră sunt doamna Ioana Cristea, președintele fondator al Asociației Oncopacienților Phoenix. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Eu mulțumesc foarte mult. De asemenea, acum deja ne-am obișnuit, medicul Nicolae Fotin este în platou alături de noi, specialist în politici de sănătate. Bună ziua și dumneavoastră, domnul doctor. O să ni se alăture în legătură telefonică directă imediat doamna doctor Lidia Caianto, este managerul Institutului Oncologic București. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 medical. Înainte de toate, vă propun să urmărim împreună un material pregătit de colegii de la 360medical.ro referitor la acest subiect. Cancerul de piele este una dintre cele mai frecvente forme de cancer diagnosticate pe plan mondial. Specialiștii au identificat trei forme principale ale acestuia: carcinomul cu celule bazale, carcinomul cu celule squamoase și melanomul. So usually people will notice a new growth or something changing on their skin, and that will be the first thing that they may notice about a skin cancer. Typically, these tend to be asymptomatic, meaning that they don't cause any symptoms to you. Sometimes they will bleed, and sometimes they may be a little bit painful if you press on them. Melanomul este cel mai rar tip de cancer de piele, însă este și cel mai periculos. Acesta poate să apară la orice vârstă, spre deosebire de alte tipuri de cancer care afectează mai ales vârstnicii. Got diagnosed about a year ago. So at that point it was just stage 2. Once we knew that there was melanoma there, you have to assume that there's melanoma, that it's metastasized at that point. When you're navigating this kind of a scenario, you really have to be with someone that you completely trust. That doctor really has to have something more than just like a brilliant medical mind. They have to be able to really understand that the personable part of it, you know, to be able to really walk you through it. Incidența acestei maladii a crescut constant în ultimii ani. În prezent sunt depistate în fiecare an peste 2 milioane de cazuri de cancer de piele non-melanom și circa 130.000 de melanoame în întreaga lume, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Da, și începem dezbaterile. Domnule doctor Fotin, m-aș adresa dumneavoastră pentru început. Am văzut foarte bine structurat în materialul pe care l-am urmărit câteva informații despre cancerele de piele. V-aș întreba cum, când și de ce poate apărea o astfel de afecțiune sau astfel de afecțiuni, pentru că vorbim de mai multe tipuri de cancer de piele. Ar trebui să începem prin a menționa faptul că știm cu toții de altfel că neoplaziile, cancerele în general, reprezintă o problemă de sănătate publică globală. Tocmai în acest context, în fiecare an, la 4 februarie, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului, cu scopul de a spori, într-un fel, gradul de informare al populației în ceea ce privește măsurile de prevenție și cele mai bune metode de identificare, de screening al cancerului. Există date care sugerează că o treime sau peste o treime din cancer ar putea fi prevenite prin aceste metode de prevenție și de screening și de diagnosticare în faze incipiente ale acestor probleme de sănătate. Dacă ne referim la cancerele de piele, așa cum am văzut prin cele trei forme principale ale acestora, carcinoame cutanate, bazocelulare sau spinocelulare sau melanomul, care este, deși are o incidență mai mică, are o mortalitate înaltă, sunt probleme de sănătate în România prin faptul că cele mai multe ajung să fie diagnosticate în faze tardive. Deși sunt leziuni care ne apar pe piele, practic le vedem, pacienții ajung într-un stadiu tardiv să se adreseze medicului. Cum apar aceste forme de cancer? Sunt câțiva factori favorizanți acestora, principali
fiind tipul de piele, fototipul cutanat 1 și 2, persoanele cu pielea deschisă la culoare, cele care fac arsuri foarte ușor la expunerea la soare. Și al doilea factor important este expunerea cumulativă la razele ultraviolete, la soare. Sigur că mai sunt și alți factori secundari importanți în orice formă de neoplazie. Stilul de viață nesănătos, lipsa activității fizice, consumul de alcool, fumatul, care contribuie la dezvoltarea unor astfel de patologii, dar și anumite vulnerabilități genetice care, în funcție de tipul de cancer, pot fi exprimate mai mult sau mai puțin la diverse persoane. Cam astfel apar aceste patologii. Știm cu toții că sunt boli care sunt determinate de creșterea, de multiplicarea celulelor canceroase și ulterior de extinderea acestora, fie locul regional, în apropiere de tumora dezvoltată inițial, sau la depărtare, afectând alte organe interne. Practic, cancerele cutanate, iar dacă vorbim în special de melanom, determină această mortalitate importantă prin aceste metastaze, prin afectarea altor organe. Da, vă promiteam că o să ni se alăture discuției și doamna dr. Lidia Caianto, este managerul Institutului Oncologic București, este în legătură telefonică directă. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Bună ziua și vă mulțumesc. Doamna Caianto, aș vrea să vă întreb care sunt simptomele cancerului de piele și cum se pune diagnosticul acestui tip de cancer și către cine trebuie să ne îndreptăm în momentul în care apar simptomele. La cancerul de piele nu prea apar simptome, deci o umflătură în formă de, formă de mărgăritar care apare pe suprafața lucioasă a pielii, o cicatrice care și-a modificat culoarea, un nodul, dacă apare și își modifică culoarea, o leziune plată care iarăși este, și-a modificat în timp culoarea, sunt niște semne care trebuie urmărite. Diagnosticul, deci trebuie să meargă la un consult dermatologic, măcar o dată pe an, și se va face dermatoscopie, iar dacă este o leziune suspectă, medicul dermatolog consideră că e suspectă, se face biopsie cutanată. Deci, practic, cel mai important factor în această ecuație, dacă vreți, este consultul de specialitate. Trebuie să ne prezentăm periodic la medic. De la ce vârstă se fac aceste screening-uri? Ar fi bine după 18 ani să se facă aceste screening-uri. Și la copii pot să apară, dar după 18 ani este bine să mergi să faci un screening. Am înțeles. Doamna Cristea... Tipurile de cancer sunt... Vă rog, doamna Caianto. Deci cancerele de piele sunt non-melanom, melanomul și alte tipuri rare. Cancerele non-melanom sunt cancere care se vindec, se pot vindeca dacă sunt depistate în timp. Am înțeles. Din timp. Melanomul este o problemă destul de delicată și, din păcate, foarte multe melanome am avut în ultima perioadă. Da, din păcate, și spuneam în introducerea acestei emisiuni că aceste afecțiuni sunt tot mai des întâlnite, nu doar în România, ci la nivel global. Doamna Cristea, una dintre problemele semnalate de medici la nivelul României face referire la depistarea unor forme de cancer în faze avansate. De ce se întâmplă acest lucru? Da. Ca oncopacient și fondator al Asociației Oncopacienților Phoenix, pot să vă spun că pacienții se prezintă tardiv la medic, în primul rând din cauza fricii. Fricii de diagnostic oncologic, frica de COVID și de intrare în spital. De COVID acum, în ultima perioadă, da, în ultimul an. Da. În ultimii ani, atât în asociație cât dintre beneficiari asociației, cât și în jurul meu, a crescut foarte mult numărul de decese. Ori asta înseamnă că, într-adevăr, prezentarea la medic este tardivă.
pacienții nu pot fi acuzați. Ei trebuie informați, educați de acest risc de prezentare întârziată și de tratamentul întârziat. Dacă se poate educa cât de cât face informare, sigur aceștia au alte șanse la tratament și chiar să învingă cancerul. Deci, practic, dumneavoastră încercați să-mi spuneți că o lipsă de educare a pacienților ar reprezenta în cazul în de față genere, eu chiar o problemă. Am spus că e bine chiar de la școală să fie o oră de sănătate la un moment dat, tocmai pentru ca în majorat să aibă altă conștientizare asupra sănătății, pentru că noi când facem acțiuni, chiar se întâmplă cu publicul larg să întâmpinăm dificultatea în care omul nici nu e interesat de sănătate. Dacă el s-a simțit bine, nici nu ascultă. Ori având totuși o oră cât de cât, altfel este atent când devine adult, asta considerăm noi, altfel poate fi atent la ceva, la un material care îi se dă cu informații și așa mai departe. Și în felul ăsta altfel privește pacientul când consideră că ceva nu e în regulă și trebuie să se ducă la medic. În ceea ce privește capacitatea de screening. Este foarte important, da, asta. Deci, da, capacitatea de screening. Da, este la foarte României. Importantă screeningul și educația. Acestea sunt factori determinanți în punerea unui diagnostic timpuriu și în final cu o bună supraviețuire, chiar și de vindecare în cancer. Ne luptăm foarte mult cu lipsuri în sistem, cum ar fi absența Registrului Național de Oncologie, chiar și Planul Național de Oncologie, birocrația și viteza mică în sistem și drumul anevoios al pacientului în sistem, bugetul insuficient acordat sănătății, iarăși. O problemă e care o mare se problemă, în ceea da, ce privește cam toate afecțiunile, da, în toate patologiile, dar în oncologie sistem. Contează, cum spuneam, viteza care este scăzută și birocrația și, sigur, pacientul nu poate aștepta oncologic. Asemenea, avem prea puține spitale și centre oncologice. Comunicarea între medici iarăși lipsește, ceea ce ar trebui să asigure parcursul lin al pacientului în diferite, la un moment dat, între diverse specializări. Astfel ar fi urgentată diagnosticarea. Și asemenea, educația, factori, screening-ul și chiar veniturile populației. Absolut, lipsuri. O serie de factori care contribuie la această problemă și la cotizarea ei, domnule doctor Fotin, în ultima perioadă. Cum se pot proteja pacienții de cancerul de piele? Cum îl prevenim? Cum îl oprim? Noi am încercat prin diversele emisiuni pe care le-am avut și pe care continuăm să le facem să atragem atenția că un rol important în screening îl avem noi înșine ca persoane. Dacă vorbim de cancerul de piele, trebuie să cunoaștem fiecare, să ne cunoaștem riscurile. Spuneam că factori importanți de risc în apariția cancerelor de piele și a melanomului în special sunt tipul de piele, adică persoanele cu pielea deschisă la culoare, expunerea la soare în mod repetat și fără protecție. Un factor important ar mai fi agregarea familială. Dacă știm că în familie am avut rude de gradul 1-2 cu cancer de piele, trebuie să fim conștienți că suntem la acel risc prin bagajul genetic pe care îl purtăm. Numărul de alunițe, dacă suntem o persoană care dezvoltă pe corp sau a dezvoltat pe corp un număr de peste 50-100 de alunițe. Spuneam că este un factor predictiv pentru a dezvolta la un moment dat un cancer de piele, un melanom. Cunoscând acești factori de risc, putem să îi influențăm. Spuneam că anumite tipuri de cancer, o treime este considerat, că ar putea fi prevenite prin cunoașterea acestor factori de risc. Prin urmare,
ne cunoaștem cel mai bine corpul la nivel individual. O examinare a pielii o dată pe lună poate... O examinare proprie, spune. Proprie, da. O examinare proprie a pielii o dată pe lună poate determina, poate evidenția anumite modificări care ne apar pe piele. Există un algoritm pe care îl folosesc și medicii dermatologi, dar pe care îl putem folosi și noi cu ușurință, acela de a determina modificările notate A, B, C, D, E. Au venind de la acele apariții de leziuni de diverse feluri, de diverse culori, care au o asimetrie, nu sunt alunițe perfect rotunde, B-ul venind de la bordurile neregulate, margini zimțate, neregulate ale acestor leziuni, C-ul de la culoare, neavând o culoare uniformă acea leziune, D-ul de la un diametru mai mare de peste 6 mm și evoluția pe care o putem vedea de la o examinare la alta. Cunoscând aceste lucruri, ne putem face o părere proprie legată de evoluția unei astfel de leziuni și ne putem adresa în timp util medicului. Astfel, șansele noastre de a ieși învingători, așa cum spunea doamna Cristea, aceste tipuri de cancere sunt vindecabile în procent de 99% câtă vreme ele sunt depistate rapid. Din timp, da. Din timp. Metodele terapeutice sunt unele mai ușoare cu cât ne adresăm mai devreme unui medic dermatolog de data aceasta. Prin urmare, cam în acest mod am putea opri noi evoluția spre forme agresive, spre forme metastazante, care atunci, în acel moment, devin o problemă. Dacă până atunci poate ne refeream doar la aspectul estetic, sunt forme de cancer spinocelular care apar, de exemplu, la nivelul feței, în zonele descoperite, buze, aici având un rol important și fumatul. Dacă ne referim la aspectul estetic, pe de-o parte, atunci când intervine metastazarea, vorbim deja de o agravare, o progresie care se vindecă mai greu și cea care explică mortalitatea aceasta mare, crescută a melanomului, deși da, rar, cam fatal. Vorbeam la un moment dat cu un medic dermatolog care spunea în felul următor: cancerul de piele este singurul cancer care se poate observa sau pe care poți să-l depistezi, pentru că este la suprafață. Este la suprafața pielei. Și tocmai pentru că se întâmplă acest lucru, ar trebui să avem o incidență foarte scăzută a cazurilor, dar nu sunt așa lucrurile. Tocmai de aceea este important evidențierea fiecărei leziuni, apariții de leziuni noi. Se consideră că apariția de alunițe noi după vârsta de 30 de ani deja este un factor de risc, un factor care să ne facă să ne gândim că deja e ceva nou, nu mai face parte din bagajul nostru genetic. Alunițele apar și ele pe fundul materialului informației genetice pe care o avem și acest lucru se întâmplă în perioada copilăriei, în perioada tinereții. În momentul în care, la perioada adultă, 30 de ani, apar astfel de alunițe noi, ele trebuie să fie deja considerate suspecte și văzute de un medic. Diverse leziuni sângerânde care nu se vindecă, pete, roșii de orice culoare care mănâncă, determină prurit, mâncărime, trebuie să fie luate în considerare, tocmai pentru că ele apar pe piele, sunt evidente și nu vorbim de o neoplazie care apare, nu știu, în stomac, nu o vedem și abia când e simptomatică ne pune pe gând. Exact. Vă rog, doamna Cristea, voia să adăugați ceva. Voiam să adaug și faptul că populația poate fi educată prin acțiunile noastre. Noi intervenim să suplinim sistemul cu multe acțiuni privind educația și screening-ul. Și poate în campanii, zilele roz pentru cancerul de sân, soare fără pete pentru cancerele de piele, fumatul te costă chiar și viața pentru cancerul de plămâni. Și astfel facem iarăși alte acțiuni, distribuim materiale cu autoexaminarea și cu educația. Desfășurăm acțiuni de educație, aducând medicii în facultăți unde prezintă informații și cu simulare uneori de depistare timpurie, chiar cu recomandarea la medic,
Asemenea, chiar facem acest screening. Adică am făcut ecografii mamare gratuite, 108 au avut suspiciune, sunt monitorizate. Am făcut dermatoscopii în București și pe litoral, peste 450, 50 au fost cu suspiciuni de cancer, din care temutul melanom. Toate acestea le facem cu publicul larg, cu pacienți și cu pacientele membre active în asociație, care dau puterea exemplului. Unde vă pot găsi telespectatorii care ne urmăresc? Ne pot găsi cel mai mult și ușor pe pagina de Facebook a asociației, dar și pe... Cum se intitulează? Asociația Oncopacienților Phoenix. Deci acolo găsesc pacienții absolut toate detaliile, da, și vă pot și contacta. Sigur, ne pot lăsa mesaje și noi răspundem la mesaje. Da, o să revin la dumneavoastră. Înainte de pauza de publicitate, aș vrea să mergem din nou la doamna dr. Lidia Caianto. Știm că după debutul actualei pandemii de COVID-19 au existat tot felul de probleme referitor la accesul pacienților la tratament. Care este situația, doamna Caianto, în ceea ce privește pe pacienții oncologici? Cum se face managementul pacientului oncologic în situația dată de pandemia de COVID-19? În general, perioada de stări de urgență, pacienții nu au avut acces la ambulatorii de specialitate, deci nu au avut acces la un medic dermatolog. S-au luat legătura doar telefonic. La pacienții care erau deja diagnosticați și aflați în tratament, la institutul oncologic au continuat tratamentul. Dar managementul pacientului cu cancer de piele se discută într-o comisie de indicație terapeutică. Pentru că la un cancer de piele, de fapt, medicul dermatolog îi recomandă tratamentul în funcție de tipul de cancer, de gradul de răspândire și sunt anumite investigații care trebuie făcute. Și automat n-au avut acces, au venit destul de târziu și în stadii destul de avansate. O altă problemă am avut cu pacienții care au fost cu tratament cu imunoterapie, pentru că am avut întârzieri la tratamente și datorită faptului că n-au ajuns în aprovizionarea cu medicamente a fost destul de deficitară. Însă, în momentul de față, cum stau lucrurile? În momentul de față suntem mai bine, dar sunt foarte multe medicamente noi inovative care au fost introduse pe listă. Ca și tratament, avem acces la toate tratamentele care sunt după ghidurile internaționale, după ghidurile NCCN, după ghidurile ESMO, deci n-am avut problemă. Problema este de buget. Deci noi avem un buget pentru îl primim lunar și acum este o problemă destul de delicată că încă nu avem buget suficient și cumpărăm medicamente pentru pacienții aflați în tratament. Nu putem să le facem stocuri pe perioadă mai mare și să putem lua mai mulți pacienți în tratament. Deci trebuie să mai aștepte până vin medicamentele. Am spus, a fost o problemă, este o problemă cu aprovizionarea cu medicamente destul de delicată. Da, am înțeles. Vă mulțumesc tare mult, doamna Caianto, pentru această intervenție. Vă propun să mergem într-o scurtă pauză de publicitate. Continuăm dezbaterile în doar câteva minute. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct. Continuăm să discutăm despre cancerele de piele. În continuare, în platou alături de mine, doamna Ioana Crista este președinte fondator al Asociației Oncopacienților Phoenix și medicul Nicolae Fotin, specialist în politici de sănătate, cum deja v-am obișnuit, domnul doctor, în fiecare duminică alături de mine. Doamna Crista, aș vrea să discutăm puțin despre prevenție și despre educația pacienților. Ce rol au acești doi factori pentru în prevenția riscului de îmbolnăvire cu cancer, bineînțeles. Da. Rolul poate fi salvator de vieți. Și care comandări pentru a nu face recidivă cât de cât și a nu face al doilea sau al treilea cancer, aș putea spune, în primul rând, să facă abstracție de la cancerul pe care îl are, să se comporte ca și publicul larg, adică cu atenția mărită. Și
să se informeze și să se autoexamineze, să se ducă la medic dacă apare ceva. Asemenea, să reintre în câmpul muncii, pentru că ajută foarte mult psihic, pe lângă venituri. Reintegrarea în societate, Reintegrarea în societate este cea mai bună, pentru că psihic este foarte greu de trecut după ce ne îmbolnăvim și avem tratamente, etc. Dar cel mai important este să abordeze pe cât posibil un stil de viață sănătos, cu terapii diverse și fără fumat. Asemenea, recomand să fie și ajutați cu vouchere sau chiar financiar. Și în acest sens, Asociația Oncopacienților Phoenix a inițiat în 2017 petiția privind acordarea certificatului în grad de handicap, prin care solicită introducerea un capitol nou de oncologie, întrucât acesta nu există în criteriile de acordare. În acest fel se evită erorile de care am mai vorbit, privind că unul primește și unul nu primește, care poate e mai grav decât celălalt, dar cel mai mult are de câștigat și statul, important în acest context. În această ecuație, pacientul, pe de-o parte, dacă are venituri, sigur, se poate adresa mai repede la investigații și eventual la tratamente și reintegrare în circuitul economic și în societate, dar și statul, pentru că va cheltui, sigur, mult mai puțin cu diagnosticele timpurii, plus că la reangajarea oncopacientului li se întorc bani, statului se întoarce bani prin diverse impozite, taxe, pentru că intră în circuitul economic. Practic, dumneavoastră vorbiți despre o egalitate de șanse în ceea ce îi privește pe pacienții oncologici. Da, odată egalitatea, fără discriminare, și al doilea punct, printre altele, cele mai importante fiind acestea două, ar fi acesta, că de câștigat au ambele părți. Și pacientul, că dacă are mai multe venituri prin sprijinul financiar, dacă obține acest certificat și, cum spuneam, se duce la medic mai repede, se investigează și, de ce nu, urmează tratamentul și repede poate se reangajează și intră în circuitul economic. Asemenea, statul, care sigur nu cheltuie mult cu diagnosticele timpurii, cu pacienții diagnosticați în acest fel. Și aceasta, mai departe, cum am spus, oncopacientul se angajează și, bineînțeles, reintră și se întorc banii la stat prin alte impozite. Am înțeles. Domnule doctor Fotin, ce măsuri credeți că ar fi necesare pentru convingerea a cât mai mulți pacienți să se prezinte periodic la medic pentru acele banale analize, pentru screening-ul în cazul, nu știu, unor suspiciuni de anumite afecțiuni și cât de importantă este autoexaminarea în cazul cancerelor de piele? Aș vrea să mai punctăm un pic asupra acestui aspect extrem de important. Spuneam că anual ziua de 4 februarie este dedicată acestor acțiuni de conștientizare și informare a apariției a metodelor de prevenire, a metodelor de screening, de evaluare sau de tratament privind diversele tipuri de neoplazii de cancere. Sunt importante aceste acțiuni, așa cum vedem și cele desfășurate de Asociația Oncopacienților Phoenix de către doamna Cristea, care desfășoară astfel de activități de informare a pacienților care au trecut deja printr-o afectare neoplazică, printr-un cancer, pentru că un alt factor de risc pentru apariția cancerelor de piele este existența unui cancer în antecedent. Asta vrea să spună prin faptul că reintegrarea și legătura permanentă cu medicul pentru evaluările, pentru încadrarea în gradul de handicap, poate preveni dezvoltarea unui cancer de piele agravant. Prin urmare, acțiunile de conștientizare pe care ar trebui să le efectueze nu doar asociațiile de pacienți sau media sau
eu știu, alte organizații, ci și autoritățile. Ar trebui să desfășoare astfel de campanii țintite pe diverse tipuri de cancere, astfel încât să ajungem la stadiu de în care pacienții, persoanele care încă nu sunt pacienți, să poată să-și evalueze riscurile despre care vorbeam. Pentru că în momentul în care ne cunoaștem riscurile, putem interveni asupra lor și putem modela viitorul nostru în ceea ce privește starea de sănătate. Dacă ne întoarcem la cancere de piele, autoexaminarea este cea care dovedit a fost că face ca mortalitatea prin melanom să scadă, pentru că leziunile sunt identificate într-un stadiu precoce și măsurile terapeutice sunt instituite rapid și șansele de vindecare sunt maxime. Este important și cred că deja știm cu toții că prevenția este mai bună decât apariția unei boli sau tratarea acesteia. Atât din perspectivă personală, cât și asupra statului, care vedem, după cum ne spune doamna Cristea, că mai are de lucrat la câteva acțiuni, de fie că vorbim de registrele de oncologie, care să arate profilul din această perspectivă al populației României, sau de Planul Național de Cancer, care este deja în dezbatere, în lucru de foarte mulți ani și încă nu este finalizat, lucruri care ar integra atât educația sanitară, măsurile de prevenție, modalitatea de screening, așa cum noi am prezentat la fiecare formă de cancer abordată în emisiunile noastre, sunt acțiuni diferite în funcție de tipul de cancer vizat. Da, mai avem doar 30 de minute la dispoziție. V-aș ruga, doamna Cristea, să le reamintim telespectatorilor unde pot să ia legătura cu dumneavoastră cei care doresc să facă acest lucru. Cei care doresc să beneficieze, în primul rând, de ceea ce oferim noi, ne poate contacta în primul rând pe pagina de Facebook a asociației, Asociația Oncopacienților Phoenix. Ne pot scrie mesaje, noi răspundem, sigur, și acolo, nu numai că ne scriu dorințele, toate, nu doar acestea referitoare la campanii, pentru că facem și multe alte activități. Dar, sigur, văd la zi ceea ce facem noi și știu ce își doresc din ceea ce văd, din toate activitățile noastre, care sunt peste 10-11 activități. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult, doamna Cristea. Mulțumesc și eu, și chiar dacă se poate să se semneze petiția, apropo că e în interesul tuturor. Cu siguranță vor găsi pe Facebook detaliile despre această petiție mulțumesc și multe alte informații utile. Vă mulțumesc amândurora pentru prezență. Domnule doctor Fotin, ne revedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Ne revedem la ora 14 la Talk B1. Vă aștept.